Rămân cu bucuria faptului că am avut câțiva băieți foarte tineri care au intrat astăzi în teren și au dat totul pentru această echipă. De exemplu, Marius Negru sau Snejan, Țiu, Roberto, care sunt jucători de 18-19 ani. Din păcate, asta este diferența dintre o echipă care se bate pentru a evita retrogradarea și o echipă care se bate la, în vârful clasamentului în Liga Zimbrilor. Urmează un meci la fel de dificil, vine campioana, vine la Reșița. Ce sperați? Într-adevăr, urmează un meci dificil cu Dinamo București. Sper să trecem cu bine peste acest meci, să ne concentrăm pe meciul care urmează după aceea la Făgăraș. Și...